Muzica ce răsuna tare din boxe avea un efect asupra sufletului, asemenea unui elixir calmant. Vlad stătea în fața monitorului și servea bere, plângându-se că a rămas atât de puțin și acum va fi nevoit neapărat să fugă după surplus. Dar lui era atât de lene să se dezlipească de la locul încălzit. Plus la aceasta, jocul pe care recent l-a instalat pe calculator îl îmbrățișa din ce în ce mai mult. Era imposibil să se rupă de la el, dar trebuie să reușească să facă atât de multe chestii. Vecina din apartamentul din dreapta încă o dată a lovit cu pumnul în perete, arătând iritarea sa. "Poți să-ți bați ție în cap, proastă ce ești!" a strigat Vlad, gândindu-se că mâine din nou va fi vizitat de către polițistul de sector. Înainte, el trăia mult mai bine. În blocul lor cu două apartamente pe etaj, după perete, înainte locuia o bătrână surdă, dar de cum bătrâna a murit, în apartamentul ei a început să locuiască o altă femeie. Acea femeie a reușit să-i bea din sânge. Vlad destul de des voia să năvălească în apartamentul ei în plină zi și să-i zică tot ce credea despre ea și despre plângerile ei permanente, doar că de dimineață pe el de obicei îl durea capul din cauza mahmurelei. De aceea să se certe sau să intre în casa cuiva nu voia deloc. Trecând la o altă etapă în jocul său, Vlad, mândru de sine, a zâmbit și a fugit spre baie, fiindcă cantitatea mare de bere servită se cerea insistent să iasă la exterior. "Vlad, adu-mi o cană cu apă, te rog!" a auzit bărbatul vocea răgușită a mamei sale și s-a gruntat iritat. Cât de mult el s-a săturat de ea! "Vlad, adu-mi apă! Vlad, golește-mi oala! Vlad, dă-mi ceva de mâncare!" Deja un an întreg a trecut de la acea zi în care părinții au nimerit în accident. Tatăl a decedat pe loc, iar mama a reușit să o supraviețuiască, dar practic nu putea face nimic independent. Ei ajungeau puteri să se ridice pe oală, cu suportul unui echipament special, iar pentru a se ridica în picioare, nu ajungeau puteri. Prima jumătate de an, mama a stat în spital, unde era îngrijită de către asistentele medicale. Vlad, în decursul acelui timp, a adunat toate actele necesare, i-a înregistrat mamei pensia de întreținere, iar sie indemnizații pentru îngrijirea ei. Din acea zi, viața a mers foarte bine. Bărbatul nu mai era impus să meargă la muncă și să trăiască conform unui grafic, pentru a nu rata alarma de dimineață. El primea banii, care erau suficienți pentru procurarea mâncării, destinate pregătirii rapide și a supelor în pachete. Uneori îl putea fierbe niște cartofi, dar lui Vlad nu-i plăcea să gătească. De aceea, de cele mai multe ori procura ceva ce se prepara în câteva minute. Mamei mereu procura terci în pachete și îi zicea să nu riposteze, întrucât în acea casă nu existau bucătari. În primele luni, totul mergea bine, iar apoi bărbatul a observat că se epuizează moral. Îngrijirea mamei bolnave a devenit extrem de grea, chiar dacă pentru început banii primiți pentru îngrijirea ei îi se păreau a fi bani ușori. Vlad a început să-și verse furia pe mama sa, iar când ea îi spunea că vrea măcar puțin să iasă în curte și îl ruga pe fiul ei să caute cel mai ieftin scaun cu rotile, să fie măcar și boțet, să procura din alte mâini, dar care să-și îndeplinească funcțiile sale, bărbatul se enerva și spunea mamei că ei nu au bani în plus. Iată că ea din nou îi cerea ajutor, iar Vlad începea să-și iasă din fire. El nu voia să-i care apă, nu voia să o ajute, nu voia să o vadă. Dacă pe capul treaz, el putea să-și rețină emoțiile. Acum când beție infinită, continua a doua sau a treia zi la rând, totul interior îi ardea. "Mă voi preface că dormeam și n-am auzit rugămintea ei", s-a gândit Vlad, mergând într-un spre baie. "Vlad, eu aud că tu te plimbi, dă-mi apă, eu vreau să beau, mă simt rău din cauza că în gât îmi este uscat." Vlad s-a certat în fierbânțeală, a fluturat de mână și a decis că nimic nu se va întâmpla dacă mama va răbda puțin. El trebuia să reușească să plece la magazin, până când încă mai putea să procure alcool. Desigur, în magazinul din apropierea casei lor, puteau să-i vândă alcool și în timpul nopții. Alcool ce nu dispune de factură, dar atunci ar fi fost nevoie să achite pentru el dublul preț. Iar mama va aștepta. Ea nu este nevoită să aștepte pentru prima dată. Cu aceste gânduri, bărbatul s-a grăbit să bage picioarele în papuci și a fugit spre magazinul care se afla într-un alt capăt al suburbiei, unde ei s-au mutat odată ce mama lui a ajuns să fie lipită de pat. Ei și anterior petreceau o groază de timp acolo, cu întreaga familie. Dar după acel accident teribil, Vlad s-a grăbit să dea închirie apartamentul părinților pentru a obține o sursă suplimentară de venit. Doar lui erau necesari acei bani pe care putea să-i cheltuie pe alcool. Vlad, practic, nu cunoștea pe nimeni și, practic, nimeni nu știa că în casa lui locuiește mama cu dizabilități. Anume așa ei trăiau, fiind delimitați de restul lumii. Reușind să-și cumpere băutură, Vlad a pornit în direcția casei. Pe drum, el a golit sticla și, întorcându-se acasă, s-a prins puternic din cauza că mama din nou striga din toți plămânii și îl chema pe fiul său. Ajunge de mult să țipi! Eu țin minte că existi. Aș putea oare uita?" Turnând în pahar puțină apă, Vlad l-a lăsat pe noptieră și a certat-o din cauza că mereu îl strigă și nu-i dă pace să doarmă. Fiule, vreau să mănânc ceva, doar de ieri nu am mâncat nimic." După părerea bărbatului, acesta era vârful obrăzniciei. El și-a strâns pumnii din cauza furiei și s-a îndreptat spre bucătărie. Mestecându-i mamei sale terciul, Vlad ce aminti de calmantele puternice pe care femeii le prescria medicul. Parcă i-au mai rămas câteva pastile și în ele, conștiința intoxicată a lui Vlad a văzut o ieșire. Dându-i mamei sale mâncare, în care erau adăugate medicamentele magice, bărbatul a urcat în pod, unde ei păstrau un sicriu vechi. Potrivit spuselor mamei sale, ei au procurat acea casă împreună cu acea moștenire, dacă astfel putea fi numită acea cutie de lemn, bătută în cuie ruginite. Ei nu l-au aruncat și folosea pentru depozitarea lucrurilor. Păi iată că el a folosit la ceva. Vlad s-a săturat să îngrijească de mamă. Lasă-i să se uite la lume dintr-un alt unghi, poate va deveni mai bună. Minte servită, practic nu gândea deloc, atunci când bărbatul a aruncat o plapumă veche în sicriu, iar apoi a intrat în casă, unde mama lui dormea, căzută într-un somn profund. Ai vrut să te plimbi? Îți voi organiza eu o plimbare. După aia vei cânta altfel. Vei începe a prețui ceea ce ai, ci că nimeni nu o hrănește, o lasă să moară de foame. Vlad singur nu înțelegea pe ce se enerva. Nu atât de des mama îi cerea ceva. Ea nu era capricioasă, doar că furia alimentată cu alcool s-a dovedit a fi mai puternică decât rațiunea. Așteptând miezul nopții, când pe stradă nu vor mai fi oameni, bărbatul a aruncat-o pe mama sa peste umeri și a scos-o afară. Așezându-o atent în sicriu, el a legat cu o sfoară. El așa n-a găsit capacul sicriului. El nici nu voia să închidă sicriul, pentru că era conștient că putea să nu-i ajungă oxigen femeii. A fost nevoit să o care mult timp. Desigur, bărbatul făcea pauze, se oprea pentru a șterge transpirația de pe frunte, iar apoi continua calea sa. De ce el făcea asta? Ce voia să demonstreze? Sau poate dorința de a se odihni era atât de puternică că l-a impus să recurgă la această nebunie. Cărând sicriul până în cimitirul local abandonat, Vlad l-a aruncat acolo și s-a uitat la mama sa, ce dormea. Mâine dimineață va fi vesel. Vei putea mai apoi să povestești cum nimeni nu-ți dă o cană de apă să bei și nu te hrănesc. Vei sta aici o noapte și vei vedea cum e asta atunci când nimeni nu-ți dă nimic, iar apoi vei începe să vorbești altfel. M-ai săturat deja. Vlad, cu pași mari, s-a pornit spre casă. Rar cine intra în acel cimitir, de aceea el spera că până mâine seara, cu siguranță, nu se va întâmpla nimic, că el neapărat se va întoarce să-și ia mama și va explica ei că ea nu trebuie să-l deranjeze pentru nimic. Iar apoi toate gândurile au revenit spre joc și Vlad brusc și-a mintit. Acolo se începe cel mai important, iar el se chinuie aici cu această legumă. Vlad a început să alerge pentru a putea din nou să se aprofundeze cât mai de curând în lumea magică a jocurilor de calculator. Dimineața de vreme, doi culegători de ciperci au auzit un sunet stins ce venea din direcția cimitirului abandonat. Ei s-au stresat puțin, întrucât rar cine vizita acel loc, iar dintre locuitorii locali, acolo de mult, nu era nimeni înmormântat. De aceea, existau slabe șanse ca acela să fie plânsul unei rude aflate în doliu. Dar dacă e sunetul unui urs rănit, Pietru, a zis unul dintre bărbați, ce ar căuta ursul aici? Casele noastre se află în vecinătatea orașului, deci slab se crede că acesta este un urs. Sunetul mai mult se aseamănă cu plânsul unui câine, dar dacă câinele cuiva a nimerit în capcană, a presupus Pietru. Nu poate fi. Nimeni nu-și lasă câinii să se plimbe liberi, să mergem pe alt drum. Dar dacă sunt niște fantome, cum n-ai da, este cimitir. Ți-am zis eu că nu trebuie să adunăm ce pierzi pe aici, dar tu nu m-ai ascultat. Ai ținut una și bună. Să mergem, să mergem. Aici locurile sunt bune. Iată și rezultatul. Ajutor! Vocea stinsă a unui om disperat a tăiat liniștea. Petru în aceeași clipă a fugit spre direcția de unde s-a auzit vocea, pe când colegul lui din start s-a pornit într-o direcție opusă, iar apoi s-a răzgândit. Nu putea să-și abandoneze prietenul și a început lent să-l urmeze. Văzând sicriul deschis, bărbații s-au speriat, iar când din el s-a evit o mână osoasă, erau cât pe ce să o facă în pantaloni din cauza fricii. Ajutor! S-a repetat implorarea disperată. Pietru, poate nu se merită. Să mergem. Vom chema ambulanța și poliția. Încet a întrebat bărbatul furios. Noi oricum vom chema poliția. Dar dacă omul are nevoie de un ajutor de urgență, i-a răspuns Pietru. Apropiindu-se de sicriu, bărbații au încremenit, pentru că în interior zăcea o femeie vie, extrem de slabă. Sub ochii ei s-au așezat umbre profunde, iar ochii în sine erau atât de roșii din cauza lacrimilor, că se părea că în ei s-au spart toate venele. Ajutor! De parcă, din ultimele puteri, a stors din sine femeia. Culoarea vânătă a pielei și buzele uscate indicau spre faptul că ea suferea de deshidratare și a înghețat. Pietru a scos repede scurta sa și a acoperit-o pe femeie, iar apoi a scos din geanta sa o sticlă cu apă, au dat o cârpă curată și i-a atins cu ea buzele. Nu te supăra pe mine, eu nu pot să-ți dau să bei apă direct. Cine știe cât ai suferit din cauza deshidratării, iar buzele îți voi uda până când ambulanța va sosi. Mihai, cheamă poliția. Prietenul lui deja butona ceva în telefonul său vechi, dar totul era lipsit de succes, deoarece în acel loc nu era are de acoperire a rețelei. Cum ați ajuns aici?" a întrebat Pietru. Fiul," a răspuns femeia, iar buza ei de jos a început să tremure. Mihai, pe asta se anulează crezul ciupercilor. Uite ce roadă am reușit să adunăm. Hai să o cărăm până în sat, iar acolo vom chema ambulanța." În decurs de 40 de minute, bărbații reușit să care sicriul până acasă la Mihai. Soția lui a rămas șocată, văzând această descoperire. Ea se apuca de cap și îngâna ceva. Lor le-a fost frică să o scoată pe femeie din sicriu, dar dacă ea avea ceva fracturat sau dacă vor distruge dovezile. Soția lui Mihai i-a dus femeii ciorapi groși și o plapumă caldă, iar peste o oră, timp în care așteptau sosirea ambulanței, a ieșit să o hrănească cu o supă fierbinte, pe bază de pui. Femeia mânca cu mare poftă și plângea, nefiind în stare să-și țină lacrimile. Cum s-a întâmplat că ați rămas înghețați în cimitir? De ce fiul dumneavoastră a făcut asta?" a întrebat Pietru. Am devenit pentru el o povară," a început să povestească femeia pe nume Zinaida. Atunci când s-a întâmplat acel accident, el suferea, spunea că acum a rămas fără de tată. Se temea că de curând și eu voi muri, dar eu am rezistat. V-a înregistrat repede tutel asupra mea și a depus actele pentru pensia de întreținere. De la început totul mergea bine. În prima perioadă, el mă îngrijea bine. Nu pot zice nimic de rău. Mă hrănea cu mic dejun, prânz și cină. Mereu aveam un pahar cu apă lângă pat. Uneori îmi cumpăra flori. Femeia din nou a început să plângă, ascunzând fața între palme. Iar apoi el s-a schimbat radical. Îi zicea mereu să nu-și strice viața. La ce-ți folosesc eu așa de neajutorată? Du-mă la azilul pentru bătrâni. Iar apoi el odată mi-a recunoscut că dacă mă va da la azilul pentru bătrâni, el a fi nevoie să se întoarcă la muncă, dar el nu voia asta. Lui a plăcut să stea acasă și să trăiască din contul indemnizațiilor. Doar mereu așa a fost. Repede te obișnuiești cu binele. Tot mai des el începea să uite de mine. Se întâmpla că câte 2 zile la rând nu mă hrănea. În casă nu lăsa pe nimeni să intre. Dar oare va putea inima maternă să judece pe propriul său copil? Zinaida a suspinat încet și s-a uitat la salvatorii săi, care doar dădea din cap și nu putea să spună nimic, fiindcă nu exista nicio scuză acelui comportament amoral al fiului față de mamă. În acea zi, v-a trezit din cauza unor înțepături dureroase și insistente în partea dreaptă a șoldului. El a deschis ochii, acoperindu-i cu mâna din cauza luminii abundente ce-i bătea în față. S-a încruntat din cauza aceea ce a văzut. Deasupra bărbatului stătea polițistul de sector și arăta el prea sever. Se pare că Vlad nu a uitat să încuie ușa de la intrare. Ar fi putut acum să se prefacă că nu este nimeni acasă. Deci, vecina totuși s-a plâns. Vlad va trebui să meargă la ea și să discute cu ea bărbătește. L-a plictisit plângele constante ale vecinei. Dar dacă ea prin așa metodă încerca să facă cunoștința cu el, ci că voia să-l curteze, iar el deja de mult timp n-a avut o femeie. Sergiu, ce s-a întâmplat din nou? Eu ți-am mai zis că nu am făcut aici nimic ieșit din comun, iar muzica, eu am dreptul să o conectez. În general, să intri mai târziu, eu vreau să dorm, a mormăit Vlad, schimbându-se într-o poziție comodă și strângând sub cap pierna. Trezește-te acum, să nu îndrăznești să faci probleme. Întinde mâinile de bunăvoie. Îți vei îmbrăca cătușele. Ce s-a întâmplat? Ochii lui Vlad s-au deschis larg. De când au început să întemnițeze oamenii din cauza plângerii depuse de vecini? Această întrebare a rămas deschisă în aer, iar bărbatul s-a așezat. Nu striga atât de tare, mă doare capul. Lasă-mă să înghit măcar o gură de apă. Vei înghiți apă în alt loc. De după spatele lui Sergiu au mai părut 2 bărbați îmbrăcați în uniformă. Nu am înțeles și-a încruntat ochii Vlad. Ce s-a întâmplat? Încă și cum s-a întâmplat? Știi unde e mama ta? A întrebat polițistul, având niște melisme bolnave în voce. Ea stă în odaie? Poți pleca singur să o vezi. Ce o să-i fie? Ea doar nu poate merge, s-a mirat Vlad. Ce jalnic ești! Ai uitat cumva cum ai pus-o pe mama ta în secriu și ai dus-o să înghețea la cimitir? Vlad s-a apucat cu mâinile de cap. El, într-adevăr, nu-și aminte nimic de genul dat. El se supăra pe ea pentru că era neajutorată, dar să o așeze în secriu? Oare el chiar a cotit spre asta? Totul s-a întâmplat din cauza acelui blestemat alcool. Zinaida a fost examinată de către medici atunci când ambulanța a adus-o la spital. Pe ei au plasat-o în secție de îngrijire pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele vârstnice. Femeia i-a prescris o cură de tratament complexă pentru restabilirea organismului. Cum a slăbit atât de mult doamna Zinaida? A intrat medicul, care cu un an în urmă a reîntors-o de pe cealaltă lume. Dumneavoastră sunteți încă o femeie tânără. Aveți numai 50 de ani. Dar deja ați decis să vă puneți cruce pe propria persoană. Eu doar v-am zis că dacă veți începe să vă ocupați încetişor cu sportul, neapărat o să vă puneți pe picioare. Zinaida și-a șters o lacrimă de pe obraz și nu a găsit cuvinte pentru răspuns. Ea, sincer, a încercat o perioadă de timp, dar deseori cădea și nu se putea ridica, iar fiul își arunca furia asupra ei. Ba chiar a instalat bariere la pat, întrucât mama lui să nu se poată ridica. El nu voia să o mai ridice odată și să o poarte pe spatele său. Nu era niciun progres, iar să primească ajutorul specialiștilor nu îi se primea. Fiul ei, în sens direct al cuvântului, a stăvilit-o pe mamă de restul lumii. Desigur, Vlad a înlăturat mai târziu barierele pentru ca mama lui să poată să se așeze pe oală. Dar Zinaida mai mult nu a riscat să înceapă să meargă. Ea nu putea să-și mențină echilibrul pe picioare. La spital, femeia a început să treacă o cură de reabilitare intensivă. Atunci când poliția a venit să ia mărturiile, femeia le-a zis că nu vadă declarații împotriva fiului său. S-a refuzat de cuvintele sale și insista să afirme că el nu-și putea joc de ea. Ea nu putea să-i permită propriului său fiu să ne merească în închisoare din vina ei. Inima maternă putea suporta astfel de atârnare față de sine. Petru împreună cu Mihai și soția acestuia, din când în când o vizitau pe Zinaida, îi aduceau mâncare și se bucurau de succesele ei. Ei nu judecau pe femeie, pentru că nu l-a pedepsit pe fiul său, dar nu știau cum ar fi reacționat ei să fi fost în locul acestei femei. Ea se simțea ca o povară, se învinuia în totul pe sine, spunea că din start trebuie să fi rămas în spital și să nu agațe pe umerii fiului său această greutate. Mihai, ce mi-a rămânea lui să facă? El îngrijea de mine bolnava și neajutorata, de aceea a început să servească. Nu mai avea o viață personală, nu avea niciun fel de distracție, numai sticla și calculatorul. Greu respira Zinaida. Peste un an, Zinaida reușit să facă primii pași necrezuți, iar încă peste 6 luni, ea a fost externată. Petru a ajutat să-i preîntâmpine pe chiriașii săi, să libereze apartamentul până la externarea ei, iar Mihai împreună cu soția sa i-a adus femeii în calitate de cadou cârje. Zinaida a început să meargă încetășor și se bucura că deja nu mai era o povară pentru nimeni. Din când în când reușea să pășească fără de cârje, dar femeia se temea să depună prea mult efort. Ea încerca să-l găsească pe fiul său, măcar un semn de la el să primească, dar Vlad a dispărut. De parcă s-a scufundat într-o beznă. Într-o zi, întorcându-se de la magazin, cu un pachet mic în mână, pentru că cârjile nu permiteau să cumpere multe, Zinaida a văzut un bărbat fără de picioare, cu părul extrem de crescut, care stătea așezat pe un carton, la o intersecție de stradă și cerșea. Ea s-a apropiat de el, s-a uitat mai atent la fața lui și inima i-a tresărit. Era imposibil să fie adevărat, sau poate era totuși posibil. Fiule, a strigat Zinaida încet. Bărbatul a ridicat spre ea ochii, din care peste câteva secunde au început să curgă un șirul de lacrimi fierbinți. Cum așa? Ce fel de norocire s-a întâmplat cu tine, fiule? A strigat Zinaida, plângând împreună cu fiul său. Nu-ți fă griji, eu nu te voi lăsa, eu te voi ajuta. Deja peste 3 zile, spălat, tuns și îngrijit, Vlad stătea în scaunul cu rotile, pe care mamei lui nu i-a părut rău să îl cumpere. Chiar dacă era procurat la mâna a doua, era calitativ. Bărbatul se uita pe geam cum plouă afară, iar mama în același timp gătea în bucătărie supă pentru el. El se gândea la aceea cât de nedreaptă a fost, la faptul că viața a răsturnat totul cu susul în jos și acum el singur a devenit o povară. Iar femeia pe care el a aruncat-o în cimitir, singură a decis să-l ia. Singură și-a plasat pe umerii săi această muncă grea de îngrijire a fiului său, fără de picioare. Niciodată nu știi ce te așteaptă în viață. Nu trebuie să uităm de faptul că noi toți mergem sub același cer. Bumerangul destinului poate să-i atingă pe toți, să le strice la toți visurile și iluziile frumoase legate de o viață fericită. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și noapte liniștită. Ne reauzim în curând. Pa, pa!